Bună seara, domnilor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Incendiara punctului culminant. Vă arătăm în această seară ce ne-au ascuns timp de 34 de ani. Cum au fost înregistrați securiștii la Revoluție. Imaginile filmate de străini la București în decembrie 89. Venim și cu dezvăluirile procurorilor și difuzăm imagini ascunse ale Revoluției. Îl veți vedea și pe generalul care știa cine erau teroriștii în negru. Vorbim despre implicarea sovietică la Revoluția din decembrie 89. Și punctul culminant al dezvăluirilor, domnilor și domnilor, ministrul cheie vine și spune totul în direct la punctul culminant. Ce se va întâmpla în România anul viitor? Românii sunt la un pas să facă sărbătorile blocați pe DN1. Cum se va rezolva problema traficului infernal de pe Valea Prahovei? Ministrul cu cele mai multe miliarde pe mână vine în această seară la România TV. Ce se întâmplă cu nou aeroport deschis la Brașov? Și când va fi gata controversată autostradă cu Marnic Brașov? Pe ce se cheltuie cele 13 miliarde din bugetul Ministerului Dezvoltării? Și ce proiecte bizare au fost găsite în dosarele primite moștenire? Ce se întâmplă cu clădirile istorice uitate și lăsate în paragină? Și, domnilor și domnilor, cu tremur pe scena politică, este un nou val care acaparează PNL-ul. Câte miliarde împarte ministrul primarilor în 2024? Și intenție salutară, dar extrem de greu de pus în practică. Se schimbă total harta țării. Ce județe și localități dispar. Și nu în ultimul rând, cine îl înlocuiește pe primarul Curling la Brașov. Acestea fiind spuse, dați-mi să prezint invitații, să le mulțumesc că stați alături de mine în această seară și să trecem la treabă. Colonelul Sărin Rezervă Tudor Păcuraru, bună seara, domnule colonel. Bună seara, prieteni. Împreună cu noi și Antonio Andrușceac, deputat a unul dintre liderii partidului. Bună seara și noastră, domnul Andrușceac. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Doamnelor, domnilor, începem cu informația de ultimă oră sau începem cu documentarul? Domnilor și domnilor, vorbim despre Revoluție, evident, pentru că se fac deja 34 de ani de zile de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat în țara asta și nici până acum nu avem niște vinovați sau niște meritoși în funcție de deciziile instanței. Așa că până să rămână cum a căzut, hai să vedem, domnilor și domnilor, imagini nedifuzate până acum și imagini foarte multe filmate de străini la București și nu numai, pe care niște băieți deștepți au avut ce să le țină la sertă.
Electronic, am fost chemat să pună în funcțiune un televizor. Când l-am pus în funcțiune, Dinescu pe ecran, dictatorul a fugit. M-am dus să anunț pe Iliescu, că doar toată Europa Liberă bubuia că Iliescu e la care... Ăsta s-a uitat la mine, o fi provocator, n-o fi, după care am fost împreună la televizor, cum l-a văzut, gata. S-a urcat în mașină spre televiziune. Am făcut autostopul, am mers cu dânsul în mașină, conduce bine. Ați mers cu Iliescu în mașină? Da, dânsul era la volan, eu eram pe... A fost pasagerul domnului Iliescu? Da, a fost tare drăguț și m-a luat până la studioul Sahia. Așa, și după aia v-a lăsat în drum? Dânsul avea o mașină, o Dacia 1310, Vineție. Păi și n-avea șofer? Că era director de editură? Nu, deși era mașina personală. Și în momentul în care a ajuns la studioul Sahia, l-a aștepta Bujor Sion și ceilalți. Așa. Bujor Sion avea o Dacia de-asta mai lungă și avea sirenă pe ea, o sirenă gen salvare. Și Iliescu s-a urcat cu Bujor Sion și împreună și-au curit drumul spre, prin marea de oameni, spre intrarea la televiziune. Eu eram în mașina din spate, m-a ajuns și eu acolo. Spre studioul 4, pe scări, acolo mi-a arătat destinul revoluționar. Păi nu v-am văzut în imagine. Păi tocmai. N-ați încăput în când am urcat pe scări, Ticu Brateș era în capul scărilor. Toată lumea, cine e ăsta Iliescu care urca? Iliescu, prietenul Gorbaciov, dacă e toți. Ura, prietenul Gorbaciov! Atunci m-am întors frumos pe scară și am ieșit afară. Nu făceam nici atunci niciun fel de iluzii cu prietenia Uniunii Sovietice față de noi. Vedeți dumneavoastră, în față erau patru camere de luat vederi. Desigur mă găsiți, sunt singurul care a dat dosul. Am plecat. Și am făcut o vizită la Toieșu Ceaușescu acasă. Să văd și eu cum trăiește. Și? Cum trăiește? A fost tare interesant. Câteva spicuiri așa. De Codrin ați dat pe acolo? Crești Codrin? Oh, ce bine. Am petrecut un ceas excelent în patul Ceaușescu, urcat cu bocancii. Păi ce faceți în bocanci în patul Ceaușescu? Păi veneam la Revoluție, doar nu era să vină în papuci. Așa. Îi citeam invitațiile pe care le avea. Avea un teanc mare de invitații băgate în noptieră și niște cutii goale conserve. Mânca noaptea, pășesc probabil. Mânca nici cu conserve noaptea, pășesc? Da, conserve mici de pateu. Doamne, pupățește-l. O fi diabetul, cine știe, dar toate erau nemțești. Și cantități mici. Așa. Și acolo avea o colecție întreagă de cartoane de invitații la diverse ședințe ale CPX-ului începând din 1965. Avea colecție cu invitațiile la CPX? Dar cartoanele alea de Bristol erau muncite cu degete, de se vedea cu omul, nu odată, nu de 10 ori, de sute de ori le luase la purecat. Și avea așa niște mici sublinieri și niște semne în fața numelui participanților. Își amintea probabil ce a spus ăla în 66. Ia să tragem aici o steluță. Păcat că n-au mai apărut cartonașele alea. Ar fi fost enorm de interesant. Regret că nu le-am luat eu. Păi dumneavoastră unde v-a apucat tulburarea? Mine m-a apucat de două ori tulburarea. O dată pe 21 seara, când, din păcate, armata n-a fost cu noi. Deci cine mai spune asta să se uite în ochișorii mei, care a fost pe stradă la 22 de ani și ceva, și am văzut cum armata a trecut la Dallas peste primul om. Cu aceeași armată care a trecut la Timișoara peste prima femeie. Dar de ce armata a tras de așa, de a pactiza cu poporul de a rupt? Cu trasoare de manevră mă umflă râsul. Din prostie jumătate din ticăloșie și din servilism și din obediență. După care au venit să se facă revoluționari. Și mulți au fost supărați pe mine, că am fost unul dintre ei la un moment dat, care am zis, hai să mai terminăm o dată cu fabrica de diplome făcute pe la PSD de Bebe Ivanovici și alții de teapă, stuia niște golani. Pentru că se duce în derizoriu toată lupta unor oameni care chiar au ieșit pe stradă, cum am fost eu și cum a fost majoritatea tinerilor, pentru că acolo, în 89, au ieșit pe stradă 80% tineri și foarte tineri.
Cei? Și episodul 2, că a zis că v-a apucat în două episoade. Ați văzut că acolo spunea la un moment dat când au dat ordin să vină seara la Dallas și au făcut arestări. Ăla a fost un moment groaznic. Eu lucram aici în Piperă la un centru de calcul al CETC-ului și noi comunicam cu cei de la Timișoara și știam ce se întâmplă. Era o stare din asta de nervozitate pe toată platforma asta, care era plină de oameni care făceau IT. Era o stare de nervozitate și în căminele aia, pentru că noi făcea, eram puțin mai informați. Făceați apel la tineri. Era și în căminele din regiune unde stăteam. Da. Acum, ce să zic? Cred că marea lui greșeală, și asta aș vrea eu să aflu vreodată, cine a sugerat lui să facă marele manifestarea meeting. Aia? Marele meeting pentru care el mulțumea. De la marele meeting s-a tras cineva totul. Cineva că îi cunoștea mecanismul. Pentru că de acolo au rămas oameni mental. Peste noapte, care au făcut baricada, oameni care ulterior parte dintre ei au fost arestați. De acolo dimineața toată ura care a existat în tot Bucureștiul, fără de care nu ar fi ajuns nicio revoluție la victorie și la toate astea, orice s-ar fi întâmplat la Timișoara, unde treaba se cam încheiase cu armata și cu securitatea, ați văzut. Dar de pe platformele muncitorești din București au ieșit zeci de mii de oameni atunci. Eu lucram pe platforma Pipera și mi-aduc aminte foarte bine că nu mai intra nimeni la muncă. S-au organizat în coloane și s-au dus. Și s-au dus spre centrul orașului, dar veneau din toate direcțiile. Veneau dinspre Distor, veneau dinspre IMGB, veneau din partea asta spre dinspre platforma Pipera și până la urmă n-au mai putut să oprească mișcarea asta. S-a intrat în CC, după aia... Ați fost în CC înăuntru? Am fost unul dintre cei care a intrat în CC, care a fost acolo, având niște prieteni care deja intraseră și am ținut într-o sală până când au venit zonale, lucrat de 6 luni. Au venit ei, băieții organizați acolo, și l-au luat și pe Dăscălescu și pe Vlad Iulian, pe care noi ăștia revoluționarii îi ținuserăm acolo ca să nu dea comenzi, să nu dea... Ne speriam de chestia asta. Unul era șeful securității, ăsta era... Celălalt era șeful guvernului. Șeful guvernului. Pe ăsta punea presiune și noi ziceam în sala aia mică din care se transmitea. Declară că guvernul a căzut. Ăla era și sacoul pe el, nu mai putea și în sfârșit. Iertați-mă, sunt nevoie să vă întreb o informație de ultimă oră și nu e de bine. Breaking news. Un copil mort și 3 în stare gravă. Acesta este bilanțul tragic după ce clădirea internatului, unui liceu din Odorheiu Secuiesc s-a prăbușit. Iuliana Damian e la fața locului și ne face o relatare în direct de la, hai să spunem, locul dezastrului, că nu greșim. Bună seara, Iuliana! Bună seara, Victor. Nu greșești deloc. Este un dezastru aici. Clădirea din spatele meu s-a dărâmat. Nu putem să ne apropiem foarte mult pentru că autoritățile au împrejmuit cu garduri această zonă periculoasă. Uitați-vă în imagine, vă arată colegul meu Nicu acum. Pur și simplu, jumătate din acest corp de clădire s-a prăbușit peste acești copii, adolescenți, care erau înăuntru, în internat. Probabil se pregăteau de seară, când zidurile pur și simplu au căzut peste ei. 4 adolescenți au fost prinși sub dărâmături. Uitați-vă că sunt bucăți mari din zidurile acestei clădiri, sunt bucăți mari de lemn care au căzut pur și simplu peste ei. N-au avut nicio șansă să fugă atunci, pentru că totul s-a întâmplat brusc în doar o clipă. 3 fete și un băiat au fost prinși sub dărâmături. Cele 3 fete au fost duse la spital, una dintre ele în stare foarte gravă, a fost resuscitată chiar aici, la fața locului, iar din fericire medicii au reușit să-i repornească inima. Fata a fost dusă la spital și primește acum îngrijiri medicale, însă colegul lor, băiatul care urma să împlinească 18 ani peste doar o săptămână, chiar în ziua de Crăciun ar fi trebuit să își sărbătorească majoratul, s-a stins din viață. A fost scos de sub dărâmături, inconștient. Deși
pe toată durata operațiunii, a vorbit cu salvatorii, i-a ghidat pe aceștia cum să îl scoată de sub bucățile mari de tencuială și de moloz și, din păcate, în momentul în care au fost ridicate toate aceste dărâmături de peste el, băiatul a cedat. A intrat în stop cardiorespirator, a fost resuscitat, dar, din nefericire, manevrele au fost în zadar. Așa cum vă spuneam, totul a fost împrejmuit aici, nu mai e nimeni în clădire. Au plecat salvatorii de aici, de la fața locului, probabil mâine dimineață se vor întoarce autoritățile și vor face cercetări. Se va face o anchetă amănunțită, s-a deschis de altfel și un dosar penal în acest caz pentru vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă. Trebuie să se afle acum cu exactitate ce s-a întâmplat, cine se face vinovat de această tragedie. Vorbim de o clădire veche care ar mai fi avut parte de renovări de-a lungul anilor. Chiar și acum era într-un proces de reabilitare, se făceau ceva lucrări aici. Acestea ar putea fi cauza acestei dărâmări, însă rămâne ca oamenii legii să stabilească toate aceste lucruri și să ne spună cu exactitate din ce cauză s-a ajuns la această nenorocire. Mulțumesc mult, Iuliana. Deci, asta e țara în care te pregătești să serbezi majoratul și scade tava în cap și mori. E mai complicată situația. Asta e o clădire secol 19 care a intrat în reabilitare. Episcopiei greco-catolice și închiriată de municipalitate ca să... A intrat în reabilitare fără să fie evacuată. Clădirea este zidărie de piatră, ca în secolul 19. Ceva s-a întâmplat, nu s-a respectat tehnologia, nu s-a respectat proiectul, nu s-au făcut toate lucrările, nu s-a asigurat totul. Eu văd rezultatul. Eu văd furăciune. Bănuiesc furăciune. Mulțumesc. Ceva lucru cum lipsește. 10 secunde, mi-o spuneți numai. Nu există autorizație de funcționare ISU acolo, 100%? Nu există autorizație de funcționare ISU 90% dintre clădirile din România, domnul Andruce. Luăm o scurtă pauză, doamnelor și domnilor, după care reveniți spectaculos și veți afla odată cu noi cine este generalul care știe cine erau teroriștii negri. Și vorbim despre implicarea sovietică la Revoluția din 89. Iar punctul culminant al dezvăluirilor este prezența unui ministru cheie în studioul nostru, domnul. Și domnul acesta spune totul în direct. Ce se va întâmpla în România anul viitor? Ce fac românii care sunt blocați pe Valea Prahovei, dacă pleacă de acum pentru sărbătorile de iarnă sau mai așteaptă până trec? Cum se rezolvă traficul infernal și, nu în ultimul rând, cum se cheltuie cel mai mare munte de bani pe care l-are un ministru disponibil? Rămâneți meritați.